La sfârșitul săptămânii trecute, la Piatra Neamț a avut loc lansarea candidaților PNL la primăriile din municipii, orașe și comune, precum și a candidatului la șefia Consiliului Județean Neamț. În același context a fost lansat și programul liberal în Neamț 2020, care dă liniile de urmat în vederea aplicării unor proiecte de dezvoltare care să genereze locuri de muncă. Mulțumim pentru prezență și mulțumim celor doi copreședinți care sunt astăzi invitații noștri. Ne și onorează cu prezența în județul Neamț pentru lansarea programului Neamț 2020. Programul Neamț 2020 are un singur scop, acela ca județul Neamț să treacă de la statul actual la dezvoltare, creare de locuri de muncă și să genereze în Moldova și în România un model de bună practică. Astăzi, în județul Neamț, în prezența celor doi copreședinți, suntem în fața dumneavoastră, domnul primar Dragoș Chetin și cu subsemnatul în calitate de președinte al organizației și vom ține conferința de presă care anticipează lansarea candidaților pentru alegerile locale. Mai marele peste liberalii nemțeni, el însuși candidat pentru președinția Consiliului Județean Neamț, deputatul Mugur Cosmanciuc, a dat asigurări conducerii centrale a partidului despre faptul că echipa de la Neamț va câștiga alegerile locale din iunie, înlăturând baronii PSD instalați în fotolii de primar în multe dintre localitățile județului. PNL-ul, pe data de 6 iunie, va fi câștigător și va defini o administrație liberală la nivelul orașului Târgu Neamț, a municipiilor Roman și Piatra Neamț, iar în fruntea Consiliului Județean, administrația liberală cu președintele liberal vor face ca acest județ să cunoască atât normalitate, cât și dezvoltare. Subliniez cele două atribute pe care vrem să le definim în programul Neamț 2020. Normalitate și dezvoltare. Pentru că această țară și acest județ are nevoie de cele două atribute. Nu este normal ca în acest județ Partidul Social Democrat să ocupe fiecare poziție în mod abuziv, iar de acolo să dezvolte mecanisme prin care baronii să-și aservească cetățenii. Prezent la Piatra Neamț, Alina Gorghiu, copreședinte al PNL, a amintit de turul de forță pe care conducerea partidului îl face în toată țara pentru lansarea candidaților la alegerile locale din iunie 2016. În aceste condiții este lansat și programul Neamț 2020, care este parte integrantă a Programului Național de Dezvoltare a tuturor regiunilor țării în vederea reducerii decalajelor istorice dintre Ardeal și Moldova. Iar tot acest turneu are menirea de a face publice candidaturile pe care Partidul Național Liberal și le asumă la nivelul fiecărui județ și, de ce nu, așa cum ați observat de la domnul primar, și programele de guvernare locală cu care candidații noștri doresc să intre în competiția din data de 5 iunie. Vă mărturisesc că miza lansării candidaților în Moldova și astăzi, în special în județul Neamț, e foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Trecând de la miza mea personală, de natură afectivă, că sunt moldoveancă și mi-aș dori tare mult să văd în sfârșit că scăpăm de culoarea roșie în Moldova și de sărăcia impusă de PSD în Moldova, dimensiunea pragmatică, justificarea pragmatică a nevoii de lansarea unor candidați profesioniști și buni este legată de reducerea decalajelor între Ardeal și Moldova. Copreședintele PNL Vasile Blaga a dat asigurări că în luna iunie echipa liberală de la Neamț va câștiga confortabil, înlăturând de pe fotoliile din administrația publică locală baronii PSD, partid care în 25 de ani a făcut numai rău României. De altfel, Vasile Blaga a ținut să reamintească faptul că de câteva mandate bune Neamțul a încetat să mai fie un fief roșu spre binele nemțenilor. 25 de ani de administrație PSD în Moldova a făcut ca această regiune să fie de departe cea mai săracă din țară. Și lucrul ăsta nu mai trebuie demonstrat. PSD-ul a considerat în permanență că, dacă oricum Moldova este un bazin de vot pentru ei, nu trebuie să facă mare lucru pentru moldoveni. Lucrul ăsta se mai regăsește într-o provincie, din păcate, a doua ca sărăcie, în Ordenia. Numai de aceea, după 15 ianuarie, când am început lansarea candidaților noștri în țară, am început să o facem din Galați, din Moldova.
plasa candidații în Galați, în Suceava, în Botoșani, în Iași. Iată astăzi în Bacău, candidatul la primăria municipiului, astăzi în Neamț, iar, cum spunea colega mea mâine, în Vaslui. Și venim de fiecare dată cu oameni foarte serioși și foarte aplicați. Și mă bucur că aseară Consiliul Executiv Județean a votat în unanimitate pe Mugur pentru a candida pentru funcția de președinte a Consiliului Județean. Vasile Blaga a dat și asigurări despre faptul că la Roman primarul Laurențiu Leureanu va recâștiga cu un scor confortabil fotolul de primar. Organizația noastră de aici arată mult mai bine decât în vara trecută. Așa am trecut împreună cu doamna Gorghiu de două ori în Neamț. Am avut aici diferite școli și ale colegilor noastre și de pregătire pentru viitoarea campanie electorală. Și suntem într-un județ și într-un municipiu cu mare potențial de dreapta. Să nu uităm că niciodată stânga nu a câștigat în Piatra Neamț și nu va câștiga nici în 2016. Domnul Chidic, după cum arată toate analizele, fiind de departe cel mai bine cotat candidat, cel mai apreciat de către locuitorii din Piatra. Dar avem candidați buni nu numai în Piatra Neamț, avem și în Roman și Laurențiu sunt convins că va recâștiga din nou în Roman. Siguranța echipei liberale de la centru este dată și de analiza rezultatelor bune obținute de echipa de la Neamț în alegerile prezidențiale din 2014.